Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române din anticamera bibliotecii Facultății noastre de Teologie a Mitropoliei Ardealului, de fapt, acolo de unde au sorbit învățătură și cultură și lumină de veacuri preoții Ardealului, unor indiferent de confesiune. Îngăduiți-mi ca în seara aceasta în care o pomenim pe Sfânta Mucenică Agata și pe Sfânta Teodula să vă pun la inimă un cuvânt din prima epistolă către Corinteni, capitolul 14, versetul 20. Fraților, nu fiți copii la minte. Fiți copii când e vorba de răutate, la minte însă fiți desăvârșiți. Cu alte cuvinte, toată săptămâna am vorbit despre desăvârșirea aceasta, gândirii, așezării omului, cred că toată săptămâna ne este așa pus la dispoziție de biserică. Revin citate din Evanghelia și din Apostolul Zilei în fiecare dintre emisiunile noastre. Dar vreau să știți bine, răutatea copilor din vremea aceasta în care scria Sfântul Apostol Pavel nu prea mai seamănă cu răutatea copilor de astăzi. Și în niciun caz noi nu mai semănăm în desăvârșire cu cei de atunci. Cuvântul de întărire vine din Franklin, țineți minte, cel care a smuls la un moment dat cerului trăsnetul și regilor sceptrul. Modestia acoperă întotdeauna meritul, fără însă a-l ascunde. Modestia acoperă întotdeauna meritul, fără însă a-l ascunde. Iar ceva mai încolo, la Iorga, am găsit un citat pe care vreau să vi-l dăruiesc din toată inima. Rob este acela care lucrează fără măsură, fără țintă și fără mulțumire. Rob este acela care lucrează fără măsură, fără țintă și fără mulțumire. Dacă vreți, e traducerea a ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Lucrați cu măsură în toate. Cereți lui Dumnezeu să vă dorească mulțumire și dragoste pentru tot ceea ce împliniți și între țintă și ținută să fiți tot timpul de dragul țintei. De dragul țintei pentru care trebuie să avem această ținută morală, verticală a împlinirii în Hristos. Mâine este o nouă zi.